A ajuns după gratii după ce a spart mai multe magazine din Drobeta, Turnu Severin. Este vorba despre un bărbat de 30 de ani care a reușit să creeze un prejudiciu în valoare de 2500 de lei. Un bărbat a fost prins de polițiștii mehedințeni după ce a dat mai multe spargeri la magazinele de pe raza municipiului Drobeta, Turnu Severin. Bărbatul a reușit să fure mai multe bunuri din magazine, dar a reușit să sustragă și sume de bani. Acum, pentru 2500 de lei, bărbatul se află după gratii. Polițiștii Biroului de Investigație Criminale din cadrul Poliției Municipiului Drobeta, Turnu Severin au identificat un bărbat de 30 de ani din aceeași localitate, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de fur calificat și tentativă la săvârșirea infracțiunii de fur calificat. Din probatoriu administrat, polițiștii au stabilit că bănuitul, în perioada 29 ianuarie-5 februarie anul curent, ar fi sustras din 3 societăți comerciale din municipiu mai multe bunuri. Prejudiciu cauzat din activitatea infracțională este de 2500 de lei. În cauza a fost omis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fur calificat și tentativă la săvârșirea infracțiunii de fur calificat. Bărbatul nu s-a ales doar cu dosar penal. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar instanța de judecată a dispus arestul preventiv pentru 30 de zile.